În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Postul profetului Isaia. Repet încă o dată ce spune în capitolul 50. Să împarți pâinea ta cu cel flămând. Prima formă de post. Și aici excludem abstracția a ceea ce înseamnă. Părinte, am mâncat două zile cu un de lemn. Părinte, am uitat o zi fără un de lemn. Părinte, am mâncat de două ori astăzi. Știți, aseară am băut un ceai, azi noapte am luat o gură de apă. Trebuie încă o dată să înțelegem și să pătrundem dincolo de taina postului. Și dacă este cazul, trebuie să mergem ca într-o anatomie. Adică, în momentul când studiez ochiul, care este luminătorul trupului, ai să constați că se poate îmbolnăvi retina. Ai să constați că poate să apară miopie. Ai să constați că poate să apară de celălalt mod de nevedere, cu plus, adică când imaginea se formează undeva prin spatele ochiului și trebuie să distanțezi scrisul ca să vezi. Ei, cam așa se întâmplă și la noi, cum spune profetul la carte, că au ochi și nu văd. Ce trebuie să vedem? Repet încă o dată, dacă noi în Ortodoxie avem la momentul actual o problematică de criză interioară, ea nu este sub nicio formă de ordin dogmatic. Cele șapte sinoade ecumenice au lămurit în tocmai și în amănunt tot ceea ce înseamnă dogmă creștină. Întruparea, nașterea, moartea și învierea, înălțarea, cinzecimea, sunt veșnice și irepetabile. De aceea și Eclesiastul spune, nimic nu este nou sub soare, dar iată că sunt lucruri noi sub soare. Fecioară să nască și să rămână fecioară, prunc să se nască, să coboare îngerii lui Dumnezeu peste el din cer și să se urce și să se coboare, om să moară și să învieze, să fie stăpân al morții și al vieții, domn al învierii, domn al cerului, domn al morții, domn al sâmbetei, om să se înalțe la cer și să fie purtat de îngeri la tronul Sfintei Treimi, statuta, cum spune acolo, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, pe scaun ai fost cu Tatăl, toate umplându-le cel aceeași necuprins. Și cinzecime. Limbi ca de foc peste apostoli care s-au umplut de puterea Duhului Sfânt, cel mai mare izvor de binecuvântare al Treimii, care pretutinești pe toate ne împlinești și care vine și ne luminează pe tot omul ce vine în lume. Și avem nevoie de lumina ochilor ca să vedem lucrurile materiale. Avem nevoie de lumina minții ca să vedem lucrurile duhovnicești. Avem nevoie de lumina sufletului ca să înțelegem cele mai puțin inteligibile sau dincolo de transcendent, ascetica, mistica, extazul, uimirea, răpirea. Sunt lucruri filocalice de mare finețe, care nu trebuie să ne dăm noi mari amintind de ele sau vorbind de ele, ci trebuie să ne dăm noi mici, lucrând ca Duhul Sfânt, să pun o picătură din Harul Duhului Sfânt, să avem odată fericirea să vedem măcar o pană de înger, nu aripa întreagă. Și atunci altfel vom înțelege tainele lui Dumnezeu. Dacă vreodată ne punem problema din punct de vedere al postirii de bucate, vă pot spune că vă veți plânge cei mai mulți spunând așa: Părinte, degeaba-i post. Parcă m-am îngrășat în loc să slăbesc. Vedeți, e o grijă care ține de trup. Dar ea nu ține de trup, ține de mâncare, ține de voia firii, ține de natura omului. Noi nu postim
ca să mâncăm, ci postim ca să nu mâncăm. Deci, atunci când postim și mâncăm, nu suntem neapărat în postire, suntem doar în trezvie. Dar când postim și nu mâncăm, așa cum spune Scriptura, că Iisus a flămânzit în pustie 40 de zile nimic mâncând și nici bând, și apoi a flămânzit. Adică i-a dat Duhul, lucrarea celui rău, acea foame despre care v-am spus de multe ori, că atunci când scăpăm la oala cu borș sau la pâine sau la mămăligă, băgăm în noi mai mult decât trebuie. Ei, aia nu cât este foame, ci este un demon al lăcomiei care ne veghează și ne pândește și el bagă acestea în noi ca noi să ne se pară că n-avem sați. Vezi, în post ai tendința să faci mai multă mâncare decât atunci când faci mâncarea de dulce. Pentru că ai tot timpul ideea că ți-ar fi foame. Ei, această idee că ți-ar fi foame este tocmai prima formă care ne arată nouă că suntem puțin departe de post. Mergând un ucenic la Ava în pustie, l-a găsit pe Ava cu 3 pesmeți pe masă și ucenicul lui i-a pus 5. Bătrânul a binecuvântat masa, ucenicul a mâncat 3 pesmeți urmărindu-l pe bătrân cât mănâncă și bătrânul la plecare i-a spus așa: am văzut, tinere, că ai mâncat doar 3 pesmeți. De ce? Că tu ești tânăr, ești începător? Și tinerul i-a răspuns așa foarte candid și jovial, cu o bunătate din aia înnăscută: părinte dragă, am văzut că dumneata ai mâncat 3 și mi-am dat seama că ești călugăr. Și am mâncat și eu tot 3, fiindcă vreau să mă fac călugăr. Vedeți? Logica. Deci, dumneavoastră ați mâncat 2 felii de pâine pentru că v-a fost foame. Dumneavoastră ați mâncat 2 porții de mâncare pentru că v-a fost foame. Dar cel care vrea să fie postitor mănâncă o singură porție și o singură felie, mergând după înțelepciunea Scripturii care spune așa: cel ce mănâncă să nu judece pe cel ce nu mănâncă și cel ce nu mănâncă să nu judece pe cel ce mănâncă. Că de mâncăm sau de nu mâncăm, sau de bem sau de nu bem, sau de viem sau de nu viem, sau de trăim sau de murim, a Domnului suntem. Și toate să le facem spre slava lui Dumnezeu. Deci când veniți la spovedit și spuneți că ați mâncat mai mult, ați mâncat spre slava lui Dumnezeu și sănătatea trupului. Deci nu este absolut niciun păcat. Lăcomia, îmbuibarea este păcat. Adică când mănânci să-ți fie rău. Ăla nu mai este post. Deci acolo e lăcomie. Dar atâta timp cât faci servici, mergi, vii, pleci, te întorci. Deci așa spune Sfântul Pahomie și așa îi dictează Îngerul din Cer în marile rânduieli monahale, spunând așa: o Pahomie! El era marele emerit și marele începător și întemeietor al veții de obștie. Antonie era cu anahoreții, cu cei care stăteau prin colibe separat. Idioritmic se cheamă. Și îi spune lui Pahomie: pe cei ce mănâncă mai mult sau sunt mai sănătoși, să le dai lucruri mai grele de făcut. Iar pe cei ce sunt mai slăbuți și mai firavi sau mănâncă mai puțin, să le dai lucruri mai ușoare. Iată, asta e sursa oficială din cer în privința postului, pusă de înger Sfântului Pahomie. Deci nici așa și nici așa nu greșim. Deci uităm rețeta bucatelor și nu stăm să ne ancorăm în cărțile de mâncare călugărești sau necălugărești, pentru că mâncarea e pentru tot omul la fel, omnivor ne numim. Unii preferă vegetarian din concepții și concepte personale, unii preferă tot un fel de vegetarian, dar crud, și se numește vegan, dar care ține de anumite diete sau de sănătate, nu are nicio acuratețe cu problema postului. Postul este de cu tot o altă structură, și o să vă dau o formă de post, de cu tot o altă structură. Era un pusnic la Pateric,
Și întotdeauna mă voi ancora în pateric, fiindcă bătrânii ăștia nu greșeau. Stând mult degeaba, aveau timp să li pitrocească, adică li scoteau perfecte, nu făceau simulări, mergeau pe exactitate. Se spune că un pusnic foarte sporit, în fiecare zi avea un pahar cu apă și avea dreptul la un pahar cu apă. Umplea paharul și spunea așa, lacomule, cât vrei tu să bei când Domnul a însetat pe cruci? Și punea paharul la soare, paharul se încălzea și apa se evapora din el și rămânea jumate. Și spunea, e, dar tu nu ți ajunge atâta. Trebuie să mai punem un pic în pahar apă. Și iar spunea, lacumele, Hristos a pătimit și a flămânzit și a însetat în pustie și tu vrei stisatul cu un pahar de apă. Mai așteaptă, lasă, zice, mai ne înfrânăm. Și în felul acesta, el postea câte două, trei zile, nu de mâncare, ci de apă. Bănuiesc că știți ce înseamnă postul de apă, care e de 10 ori mai greu decât postul de bucate. Pentru că apa este vitală în corp și se numește dezhidratarea organismului. Iar dacă nu ești un pusnic emerit, înțelept, poți pierde noțiunea de sănătate. Dar pusnicii emeriți știau câteva detalii legate de mineralizarea corpului. Nu beau niciodată apă rece, ci o beau caldă. Puneau foarte puțină sare sau oțet în ea ca să rețină corpul apa, să nu o piardă, să nu o transpire. Și nu depuneau efort când era căldura mai mare. Mătănii ziua făceau rugăciuni sau se osteneau la alte lucruri, iar noaptea când era răcoarea deșertului, făceau mătănii și nevoință. Și același pusnic, în fiecare zi, își punea doi pesmeți în fața lui și spunea, este foame! Și turna apă peste ei și pesmeții se umflau până se umplea castronelul ăla lui căușul din care mânca. Și spunea, lacumule, nu poți să mănânci atât de mult când Hristos în pustia flămânzit. Închide el, domnule, cineva care îți pricepe, că bătrâna nu cred că știi, să umbli cu el și tot o să căi cineva. Deci, bătrânul, când vedea că s-a umplut căușul ăla de pâine muiată, de pesmet muiat, ce făcea? Lua frumos și punea din nou castronul la soare și spunea, lasă să se mai usuce, că ești prea lacom. În momentul când scădeau din nou pesmeții, spunea, s-ar putea să nu te poți sătura dintr-atâta. În clipa respectivă, iarăși punea apă în ei și iarăși se umflau pesmeții și spunea, iarăși ai mâncat prea mult. N-ai voie, trebuie să te înfrânezi. Și în felul acesta, postea pusnicul câte două, trei zile, uitându-se la pesmeți și împlinind cuvântul care spune. Ori atunci când postești, împarți mâncarea ta cu cel flămând, ori atunci când postești, fă adevărată virtutea postului și nu sta cu gândul la mâncare, detașează-te de ceea ce înseamnă hrana pământească, că nu va trăi omul numai cu pâine, ci și cu tot cuvântul lui Dumnezeu, adică și cu rugăciunea. Și dacă ne ducem la Sfântul Antonie, de celălalt emerit care am vorbit, vom vedea că cel emerit, întâlnind odată un om care postise trei zile, urla că te-l ținea bojoge. Ca din gură de șarpe. Și a întrebat, ce ai mă nebunule, ce urli acolo? De trei zile n-am băut și n-am mâncat nimic. Și Antonie spune, păi dar eu de 40 de zile n-am băut și n-am mâncat nimic. Și s-a auzit acel cuvânt care se cheamă glasul lui Dumnezeu și i-a spus, da, Antonie, tot ce faci tu, faci cu darul lui Dumnezeu și cu darul Duhului Sfânt. Nu-i de la tine putere. Așa că și atunci când începeți postul mare, primul lucru care trebuie să-l facem ca și creștini este ținta supremă să agonisim puțin Duh Sfânt. Ați văzut, noi obișnuim când începe postul să spunem așa, Doamne ajută să poți posti, sau Părinte, dați-mi binecuvântare să postesc ușor. Și auzi pe unii oameni care spun,
Părinte, nici nu-mi dau seama că e post. Mă simt foarte bine, trece ziua, nu mi-e foame, nu mi-e sete. Dar e darul lui Dumnezeu. Ei, pe când am avut fericirea în astea două săptămâni să întâlnesc tot felul de oameni care mi-au spus: eu fac insulină, vreau o dezlegare la lapte. Eu iau cu tare medicamente, vreau o dezlegare la ou. Eu nu pot să țin post negru, vreau să-mi dați voie să mănânc de trei ori pe zi. Asta e și rolul duhovnicului, până la urmă, de a gestiona aceste crize personale, trupești, dar care trebuie să aibă ele împletită bunăvoința. Și de ce vă vorbesc de bunăvoință? În momentul în care mănânci mâncare multă, 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 chiar dacă ea este de dulce, dar ești în timpul postului, n-ai niciun folos sufletesc. Adică, până la urma urmei, noi nu pe medic îl mințim sau pe duhovnic, pentru că pe ei, în fond, nu-i interesează. Medicul își face datoria, îți dă tratamentul și rețeta, duhovnicul îți dă sfatul și îndemnul și de acolo înainte ești liber să-l împlinești cum vrei. Dar te poți tu păgubi sub următoarea formă. Mâncând prea mult, să-ți stârnești anumite boli. Și atunci, banii care ar trebui să-i dai pe legume, sau banii care ar trebui să-i dai pe o păstaie, sau pe o vegetală, te duci și dai pe medicamente, care sunt mult mai scumpe. Pentru că hrana prin medicamente este mai îngreuitoare și mai costisitoare decât hrana din zarzavaturi. Înfometarea, ca să folosim un termen lumesc, să nu-i spunem post. Asta e diferența între înfometare și post. Înfometarea o faci sub forma animalică, iar postul faci sub forma spirituală. Adică când mănânc, mănânc pentru Domnul, când nu mănânc, nu mănânc pentru Domnul. Când mă înfometez, mă înfometez eu pentru mine. Ați văzut starletele astea care sunt așa ca lebedele slabe și uscate, care trăiesc cu o măr și cu o banană și cu un par de apă pe zi. Deci aia este înfometare. Aia nu este virtutea postului. Deci ea n-are nici plată, nici pedeapsă. E o osteneală care și-o asumă, intră în rechizitoriu personal, e satisfacția ei că îi stă bine fusta sau are talii sau arată grozav și cu atâta tot. În rest nimic în plus. Dar Dumnezeu nu pedepsește sau nu cercetează lucrul respectiv și nici nu se amestecă. Îl lasă pe om în mâna sfatului său. Ce simți tu, omule, aia fă? Dar ca să-l faci pe post să fie benefic, trebuie să-l împletești cu rugăciune. Că atunci când slăbește trupul din chingile poftelor, se eliberează sufletul spre lumină. Luminătorul sufletului este mintea. Toate filocaliile ne arată că mâncarea de post luminează mintea și subțiază gândirea. Când ești sătul, râgâi, așa faci ca un urs când se neacă cu smeură, iar când ești flămând, ești mai sprinten. Ei, acea flămânzire pentru numele lui Dumnezeu se numește nevoință. Cartea care se ocupă de aceste nevoințe se numește filocalie sau scriere frumoasă, filocalos. De ce? Scrieri frumoase despre nevoință. Și așa se și numește cartea. Sfintele nevoințe ale desăvârșirii. Deci, noi, în clipa în care am intrat în postul Paștilor, am pășit în primele trepte ale Sfintelor nevoințe a desăvârșirii. Deci noi vrem până la Paști să avem lumină în suflet. Dacă luăm troparul care se cântă în noaptea de înviere, acum toate s-au umplut de lumină. Și cerul, adică mintea, și pământul, adică și trupul, și cele de desubt, cele ce nu se văd din suflet. Și acolo este lumină. De ce? Pentru că îi lăsăm locul lui Hristos să mai facă din când în când câte un reca în noi. Ai mașină de spălat, o desfaci și o cureți. Ai mașină de tocat carne, o desfaci și o cureți. Ai mașina cu care mergi pe afară, o duci la mecanic și cureți filtrele, bujiile,
îi faci ordine în furtuni, în mațe, în instalații, în toate electrice ce ai și îți spune, este verificată tehnic. Și Iisus Hristos trece din când în când, din când în când, și repet acest din când în când, nu ne aparține nouă. Se spune că un înger a Domnului tulbura apa în scăldătoare. Iar cel ce intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos de orice boală era ținut. Îi interesant faptul că Evanghelia, în concisele ei cuvinte, ne explică că minunea este atemporală. Nu are vreo cauză sau un efect legat de timpul și de vremea facerii ei. O minune se poate întâmpla și dimineața, o minune se poate întâmpla și seara, o minune se poate întâmpla și în timp ce ești la masă, o minune se poate întâmpla și în timp ce ești în somn, o minune se poate întâmpla și în timp ce te rogi, sau o minune se poate întâmpla și în timp ce călătorești. Nu are importanță locul. Are importanță sensul și scopul minunii. Și în Sfintele Nevoințe ale Desăvârșirii, minunea care o pândim fiecare este o împăcare cu Dumnezeu care vine pe filiera conștiinței. Și atunci când ești sătul și plin, cam ai ba conștiință, pentru că nu poți să vorbești de o conștiință trează într-un trup lâncet, comod sau adormit. Și când mă refer la un trup adormit, nu mă refer la omul care se odihnește. La omul nepăsător, folosim termenul. Filocalia îl numește moartea trupului mai înainte de moartea sufletului mai înainte de moartea trupului. Și o numește nesimțirea duhovnicească. De aceea uneori auzim în popor când se ceartă fie mama cu copilul sau poate soțul cu soția, bă, nesimțitule. Noi o luăm ca o injurie. Nu este o injurie, ci este un anumit capitol din Filocalie în care arată că trezvia din noi nu există. Adică, insensibilule, dacă vrei să o aplici în mod moral, social. Dar e un cuvânt prea frumos pentru omul bădăran să-i spui că e insensibil. Și atunci îi spui, băi grobianule, băi macabrule. Adică ceva care să-l sensibilizeze. Îi ca acel șoc când vin doctorii la un accident și iau alea două cu curent și le pun pe pieptul muribundului, ce l-au resuscitat o oră și el e mort. Da, nu i-au mai putut, nu i-au mai putut porni inima. Ei, nouă nu ni se mai pornește conștiința. Și nu vrea. În ciuda tuturor faptelor și încercărilor și forțărilor, conștiința nu vrea. Conștiința spune așa, am timp, mai este vreme, nu-i nicio grabă, n-am motiv să mă jerfesc, n-am motiv să mă grăbesc, n-am motiv să insist și nu sunt motivat, nu-mi demonstrează nimic lucrul ăsta. Și îmi place când vine câte cineva, deși bolnav sau cu anumite probleme personale, și îmi spune așa, azi, părinte, că ce intră în gură nu-i păcat. Sunt ferm convins că după vin, slănină și pâine, nu poți să-ți iasă din gură citate biblice. Sau nu poți să-ți iasă cuvânt ăsta, finețuri filocalice, adică nu poți să-ți iasă scrieri sfinte. Solomon, în toată înțelepciunea lui, cred că a gândit acele proverbe când le-a spus. N-au venit dintr-o înțelepciune din asta în care stai la birt și dai cu bere. Deci, postul are și scopul de a curăți conștiința, de a o subția și de a o face să vibreze. Ce face cântărețul când are un instrument? Îl acordează. Și noi trebuie să ne acordăm muzica conștiinței. Muzica conștiinței are două melodii. Pentru tine, Doamne,
nu-i cuvântul meu, e al marelui apostol Pavel, nu eu trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Scurt. Și a doua muzică este și mai scurtă. Doamne, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Adică, în orice loc am fi, oriunde am existat, oriunde am lucrat ceva, conștiința noastră are interzis, ca la semafor, să facă rău. Conștiința nu-ți dă voie să jicnești, e o formă de post. Conștiința nu-ți dă voie să rănești, e o formă de post. Conștiința nu-ți dă voie să clevetești, e o formă de post. Conștiința nu-ți dă voie să batjocorești sau să insulți, e o formă de post. Conștiința nu-ți dă voie să fii lacom sau exagerat, e o formă de post. Conștiința nu-ți dă voie să ucizi sau să lovești, e o formă de post. Conștiința nu-ți dă voie să înșeli sau să faci sperjur, cum spune Scriptura, e o formă de post. Deci de unde începe postul bucatelor? Din minte. Mintea este prima care mănâncă tot ce macină moara, spune Apocalipsa. Două vor măcina la moară. Una se va lua și una se va lăsa. Cine să ia și cine să lasă? Să ia inima și să lasă conștiința. Inima pleacă în mormânt și putrezește cu omul care a stăpânit-o și a avut-o. Iar conștiința pleacă la Dumnezeu să macine ceea ce măcina. Una se va lua și una se va lăsa. Și când ajungem fața propriei tale conștiințe, te întâlnești cu judecata ta particulară înaintea dreptului judecător, care nu este altul decât Iisus Hristos, singurul care s-a suit pe cruce, singurul care s-a coborât de pe cruce, singurul care s-a coborât din cer și s-a urcat în cer și stă de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții. Deci oare trebuie să-i judece și pe vii și pe morți? Că nu este înțeles lucrul ăsta încă. Noi ascultăm crezul ca pe o poezie de grădiniță. Vii, dacă nu au conștiință, pot muri, iar morții se judecă ca să poată învia. Că vor învia cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, adică spre o mai mare înviere. Că așa a spus Iisus. Eu am venit ca lumea să aibă viață din belșug. Deci nu numai viață în mațe. Nu numai viață în mâini, în ochi, în urechi și în picioare. Ci am venit să aveți viață în suflet, care e veșnic. Am venit să aveți viață în inimă, care e veșnică. Am venit să aveți viață în minte, care e veșnică. Și am venit să aveți viață în conștiință, care e mai veșnică decât mintea. Pentru că ea rămâne veșnic în slava lui Dumnezeu și toată cantitatea de informație pe care am acumulat-o pozitivă sau negativă apare în fața barometrului marului judecător. Nu eu judec. Judecata am dat-o fiului, spune tatăl. Și fiul spune așa, eu numai precum aud judec, că judecata mea e dreaptă. Eu n-am venit să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Deci când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul pe pământ, l-a trimis să acorde conștiințe. Deci el este un muzician desăvârșit. El vine la coardele conștiinței și le dă cu sacâz, cu smerenie. Spune că i-au adus smirnă. Smirnă e ca un sacâz. Să dă pe conștiință cu ea simbolul duhovniciei, simbolul fineții, a parfumului din cer. Tămâie, aur și smirnă. Putea să-i aduc un X5, un vapor, o cămilă, turme de oi, averi. Nu. I-au adus smirnă și tămâie. Tămâia rugăciunii și smirna smereniei. Simbolul împăcării cu Dumnezeu. De ce v-am explicat problema conștiinței privită din perspectiva postului? Nu trebuie să fim frământați în conștiință de numărul de îmbucături sau de numărul de linguri din castron. Acestea sunt pentru trup. Și trupul trebuie îngrijit că este templul Duhului Sfânt. Să fim îngrijorați de fiecare dezacord, de liră.
cum spune psalmistul David, toată suflarea să laude pe Domnul. Lăudați-L în strune, lăudați-L în organe, în chimvale bine răsunătoare, în cântare și strigare. Deci vedeți, gâtul, urechile, mintea, ochii, mâinile, picioarele, toate trebuie să-L laude pe Dumnezeu. Apostolul Pavel, el ne trimite în cărările Evangheliei, cu coiful mântuirii, cu sabia dreptății, cu sabia Duhului, cu, cum spune, coiful nădejdii. Sunt armele cu care veți putea birui în ziua cereașă. Sunt arme duhovnicești, nu sunt din fier forjat sau din oțel. Sunt arme pe care le lucrăm din acordul conștiinței. Deci, înainte de a încheia, ca să nu vă obosesc, deci am intrat în etapa a doua. Întâi ne-am învățat cu mâncarea de post, au trecut 2 săptămâni, iar acum încercăm să ne învățăm cu conștiință de post. Să ne învățăm cu cuvinte de post. Să ne învățăm cu vorbe de post. Să ne învățăm cu gesturi de post. Să ne învățăm cu manifestări de post. Ce înseamnă manifestare de post? O să spuneți că vorbesc de pe pereți. Nu, Apostolul Pavel ne spune. Bine este femeia și bărbatul să stea o vreme deosebi unul de altul pentru rugăciune și sporire duhovnicească și apoi să fie din nou împreună. Că bine este omului să căsătorească decât în foc să ardă, neputând purta, spune, zăduful și căldura zilei, adică cele ale firii. Ce spune Tit? Voi, femeile, pentru că vorbim de partea mămoasă, cele bătrâne, să aveți conștiință de copil, iar voi, copiilor, să aveți minte de bătrâne. În capitolul 5. De ce spune aceasta? Că, ce spune mai departe Pavel? Că nu numai podoaba părului sau a îmbrăcăminții sau a bijuteriilor, a dresurilor, ci și bună cuvința, smerenia, evlavia, buna creștere, sunt virtuți dumnezești. Deci iată de ce vorbim de un post al conștiinței, al gesturilor. Când știi că ești în post și te împărtășești, ca soție îi spui bărbatului tău 3 zile, trebuie să stau curată pentru că postesc să mă împărtășesc, ai luat sfintele taine, mai stai 3, 4, 5 zile acolo din nou curată, dacă e un om înfrânat, stai și 2 săptămâni și 3 și 4, că nu arde focul, nu ne-am născut numai să ne distrăm, ne-am născut să și ne rugăm, și apoi ești din nou soția bărbatului tău fără niciun păcat, conform Scripturii. Apostolul Pavel, femeia e stăpână pe trupul bărbatului și bărbatul stăpân pe trupul femeii. Deci sunt drepturi comune dobândite prin taina cununiei. V-am logodit mire și mireasă unui mire nestricăcios. Asta e și pentru minte și pentru trup. Și mare e taina în Hristos și în biserică. Deci noi dăm valoarea tainei, noi dăm valoarea conștiinței. Ai un Strativarius, da? L-ai acordat frumos și cânti cu arcușul. Dacă e prostul la arcuș, iese răgetul măgarului. Dacă e artistul la arcuș, este o melodie care poate scoate o lacrimă, o idee, o poezie, o legendă, o istorie, o epopee, o partitură, un cântec frumos, un vers dulce, o inimă înfrântă și smerită. Și nu stau să vă dau pildă de câte lucruri frumoase poate face un instrument muzical văzut, da, păi unul nevăzut. Câtor dintre noi ne cântă îngerii în inimă sau în minte, Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea ta, Osana întru cei de sus, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Nu știm. Sunt cântările îngerilor pe care Dumnezeu le aude pururea în slavă. Și dacă împărăția Dumnezeu e înăuntru vostru, de ce o căutăm pe afară? Deci unii trebuie să cânte îngerii în conștiință. Așa se naște imaginea mistică, așa se naște imaginea ascetică filocalică, așa se naște răpirea, așa se naște extazul, așa se naște uimirea, așa se naște vederea duhovnicească, așa se naște întâlnirea cu Dumnezeu. Și am avut ocazia să cunosc o bătrână,
trecute la cele veșnice, prescurereasă 50 de ani la biserică, care atunci când o spovedeam, dădeam niște psalmi, îmi făceam pravile, de fapt. Și ea se întoarce așa simpatică și îmi spune: cred că nu sunteți atent la spovedania mea, că nu mai încântă îngerul urechi. Ce să-i spun eu care nu l-am auzit pe înger cântând? Ce să știu eu ce-i cânta ei îngerul? De-a fost nevoită să mă avertizeze că i s-a oprit îngerul. Vedeți? Aceea este struna conștiinței. Și am spus: nu, bunică, zic, sunt atentă, stai liniștită, zic, da, doar ne știm de atâți ani. Da, 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 acum se aude iară. Deci, vedeți? Astea depășesc hotarele mămăligii, pâinii, borșului, laptelui, brânzei și ouălor. Țin de templul Duhului Sfânt, care este în noi. Romani, capitolul 20. Adeseori, Duhul nostru se roagă cu suspine negrăbite. Să dea Bunul Dumnezeu ca, pe parcursul postului, împărtășirea cu sfintele și preacuratele, nemuritoarele cereștele de viață făcătoare a lui Hristos taine, să fie întotdeauna un prilej doar de curățire, înălțare duhovnicească, mintea ascuțită și lumina cunoștinței în noi, pentru că lumina este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și lumina este la înviere, acum toate s-au umplut de lumină. Aceasta e ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o dânsa. Dar ziua asta nu începe mâine. Astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu învârtoșați inimile voastre. Astăzi vei fi cu mine în rai, a spus tâlharului. Deci din clipa când noi am terminat acest discurs, putem fi al lui Dumnezeu. Deci noi putem fi cu El fiindcă dorim să fim cu El. Și asta o facem, v-am mai spus, depășind mărul, mămăliga, brânza, laptele, cartoful, leguma și așa mai departe. Deci punând mintea la contribuție, punând sufletul la ostenială duhovnicească, dându-i hrana rugăciunii, dându-i inimii smerenia și cugetarea necesară și acordând strunele conștiinței pe glasul voii lui Dumnezeu. Fiule, dă-mi inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Amin.